Inspira arte este uh, un uh, proiect pe care l-am inițiat alături de Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara. Uh, este un proiect gândit în special pentru elevi uh, de data aceasta. Uh, am primit finanțare prin fondul Științescu pentru proiectul Inspirate și cumva este. Um, um, cumva aduce împreună elemente ale artei digitale, dar și elemente ale artei manuale, okay. să zic așa. Adică avem ateliere de la modelaj la ateliere de creat hârtie manuală. La ateliere de ilustrație, uh, ateliere de uh, afiș digital uh, și desen digital. Deci, cumva, e o, o variație de tehnici pe care le-am adus împreună uh, pentru grupuri de elevi din, din școlile din Timișoara și nu numai. Uh, spre exemplu, Uh, avem o colaborare cu Johannesfeld, cu școala din Johannesfeld, unde Manuela Marchi și uh, Cezar Blânda au organizat uh, ateliere foarte faine. Uh, da, Manuela a învățat elevii să-și să creeze propria hârtie din, din hârtie veche okay. să. Să, a -a să a -a recicleze, a -a. practic, hârtia și au folosit semințe din flore, flora spontană a satului, astfel încât această hârtie devine și o căsuță pentru semințe, și la o adică, într-un moment în care ea va ajunge în sol, să zicem, ar putea produce plante, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Faptul că există acest respect pentru resurse, mi se pare important să să învățăm elevii exact treaba asta, pentru că uh, trăim într-o lume în care. Avem totul la îndemână. Ni se pare că toate resursele sunt aici. E extraordinar, sunt foarte recunoscătoare pentru asta, dar totuși trebuie să conștientizăm că e important să respectăm aceste resurse și să le valorizăm. Practic, pentru o hârtie, pentru o simplă coală de hârtie, e un proces foarte complicat sunt tăiați copaci tot procesul de transformare a copacilor în, în hârtie și ca să nu mai vorbim de transportul lor până hârtia ajunge la noi exact, exact. E, și foarte mulți oameni sunt implicați în acest proces și da consider important să să facem copiii să înțeleagă să conștientizeze aceste lucruri Uh, și, da, mi-a mi plăcut foarte mult ideea Manuelei de a crea această hârtie reciclată împreună cu copiii, și uh, ulterior, după ce și-au creat fiecare propria hârtie, uh, copiii au uh, ilustrat uh, diferite imagini pe, pe aceste hârtii. Uh, pe care le-au creat chiar ei. O parte din aceste lucrări le veți putea descoperi dacă veniți în data de 28 septembrie la Târgul Științescu, pentru că vom fi și noi cu, cu inspirarte acolo cu un stand și da, va fi o, un eveniment mare care prezintă mai multe proiecte ale Fondului Științescu la Muzeul Apei, în Timișoara, și mă bucur tare că vor veni alături de noi, inclusiv copiii din Johannesfeld, împreună cu două cadre didactice. Și, evident, Manuela și Cezar vor veni și ei. Cezar a creat ateliere de modelaj pentru copiii de acolo. Uh, da, și abilitățile astea manuale uh, consider că sunt foarte importante. Uh, sigur, eu oscilez între arta digitală și arta manuală. Uh, nu aș zice că o prioritizez pe niciuna, pentru că sunt conștientă că sunt ambele uh, tehnici diferite, diferite de manifestare și de exprimare. Uh, și cred că e important să le cunoaștem, să le experimentăm, și copiii să, să poată vedea și varianta digitală uh -huh. și cea manuală, și să, să aleagă mai mult ceea ce. Uh, Desigur, copiii mai nou lucrează mai mult cu calculatorul uh, și ceea ce încercăm noi, prin proiectul InspiRate, să transmitem. E și ideea asta că Putem folosi calculatorul și diferit, sau exact. mediul digital, tableta, poate fi folosită pentru a crea ceva, nu doar să zicem să jucăm uh, jocuri video, cum, cum se, se întâmplă, întâmplă la cum o anumită știm, exact. vârstă. Și, uh, da, uh, perspectiva asta în care luăm calculatorul și creăm ceva, și la final putem să vedem acea lucrare într-o expoziție este o motivație destul de frumoasă pentru copii să-și să dea interesul și să să pună acolo suflet mm -hmm. și să mm -hmm. facă ceva drăguț mm -hmm. da cât e de dificil sau poate nu neapărat e să atragi oamenii în și spre ideile tale pentru că până să ajungem la copii vorbim acum strict despre școală cadrele didactice sau superiori. Da. Am, cumva eu, în general, reușesc să, să mă conectez destul de bine cu oamenii. Am o abordare, așa, foarte deschisă. Poate e și ceva personal, poate nu, pur și simplu se, se întâmplă. Am avut deschidere la toate școlile la care am, am încercat să. Să ajung, în general, cadrele de didactice sunt deschise și uh, vin cu drag sau mă primesc cu drag că, uh, atunci când merg în școli, sigur mă duc în orele uh, din școală, uneori chiar și peste program, depinde de la caz la caz, uh, dar uh, da, am avut relații foarte bune cu cadrele didactice și Uh, nu am întâmpinat niciodată probleme de a ajunge la o clasă sau. Da, e. Sunt recunoscătoare tuturor cadrelor didactice care uh, își dau interesul și cumva chiar uh, sunt curioase să, să descopere lucruri noi pentru a le face o, și o diversitate. De experiențe pentru elevii lor. Cred că e important. Important și să aibă o deschidere. Da, asupra sigur, sigur. Care e stadiul exact al proiectului? Proiectul este în mare parte, adică este încă în desfășurare. Uh -huh. O mare parte din ateliere le-am făcut deja. Okay. Am început în vară. Mai avem câteva ateliere în luna octombrie și pe la finalul lunii octombrie vom uh, finaliza cu o expoziție din nou în Digital Canvas. De data aceasta va fi o expoziție în care vom prezenta lucrările elevilor, uh, poate nu chiar toate, dar o selecție cu cele mai bune lucrări uh, realizate în timpul proiectului vor, vor putea fi descoperite în Digital Canvas la final de octombrie. Bun. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență și îți urez mult, mult succes în continuare și mi-aș dori să ne mai vedem și pe viitor să vorbim despre alte lucruri foarte frumoase pe care le faci. Mulțumesc și eu tare mult de invitație, mă bucur de fiecare dată să fiu aici.